Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la ora expertizei. Întâlniri la nivel înalt în Washington, liderul mișcării protestatare, Andrei Anastase, a avut o serie de întrevederi cu oficiali americani, inclusiv congresmeni și grupuri de experți în domeniul social-politic. În cadrul întâlnirilor s-a discutat despre criza social-politică din Republica Moldova. Andrei Năstase a fost la Capitoliul Statelor Unite ale Americii, unde a avut discuții cu un grup de congresmeni și persoane cheie din Congresul SUA despre situația social-politică din țara noastră, eforturile platformei DA de consolidare a unei opoziții democratice veritabile, dar și despre inițiativa sa de a propune un candidat comun la prezidențiale. Potrivit comunicatului de presă, înalții demnitari au salutat deciziile platformei Demnitate și Adevăr și au încurajat menținerea acelorași principii, chiar dacă există piedici din partea unor anumite grupuri de interes. Liderul mișcării protestatare a fost invitat și la German Marshall Fund, organizație specializată în cooperarea transatlantică ce susține lideri din societatea civilă din zona balcanică. În comunicat se arată că liderii GMF au apreciat experiența juridică a lui Andrei Năstase și poziția intransigentă în fața politicienilor corupți. O altă rundă de discuții a fost purtată cu președintele fundației Jamestown, Glenn Howard. Instituția internațională de cercetare a avut, printre altele, o contribuție directă la căderea regimului Ceaușescu, prin susținerea celor care au deconspirat mecanismele antidemocratice și antipopulare ale autorităților. Sunt copleșit de susținerea unanimă a experților și demnitarilor americani și mă convinc o dată în plus că partenerii noștri de dezvoltare susțin mișcarea protestatară din Moldova și încurajează cetățenii să nu le fie frică, să depună eforturi pentru a informa corect pe cei care nu au acces la cele 15% de presă liberă și să susțină orice efort de promovare a valorilor democratice. Pentru că, la 25 de ani de independență, Moldova se află la o răscruce istorică, iar cel mai mare adversar nu este doar guvernarea coruptă, ci și oboseala și starea de lehamite a societății. Trebuie să ne maturizăm, să punem interesele țării mai presus de orice și să ne unim, a declarat Andrei Năstase în urma întrevederilor. Liderul mișcării protestatare urmează să se întâlnească și cu diaspora din Statele Unite ale Americii pentru a stabili o serie de acțiuni prin care cetățenii moldoveni se pot implica. Discuțiile vor avea loc joi, ora 18, la Cafe Dupont. Vizita peste ocean este întreprinsă în contextul crizei din Republica Moldova. Discutăm despre acest subiect cu invitații mei de astăzi, domnul Vasile Năstase, membru al platformei DA, domnul Liviu Vovc, vicepreședintele PPDA și Stanislav Pavlovski, de asemenea vicepreședinte PPDA. Bună seara și bine v-am găsit! Bună seara! În legătură cu această vizită în Statele Unite, aș vrea să vă întreb și probabil mulți cetățeni se întreabă despre ce se discută, cu cine se discută, ce va avea Republica Moldova și cetățenii ce vor avea din aceste vizite, cu ce ne vom alege după. Eu cred că această vizită este importantă din mai multe puncte de vedere. În primul rând, de aceea că acum autoritățile Statelor Unite au o foarte bună posibilitate, din prima sursă, să află ce se întâmplă în Republica Moldova, cu care probleme reale se confruntă societatea noastră și care sunt căile posibile de ieșire din situația aceasta care s-a format. Și eu cred că de mult trebuie, în principiu, de făcut acest gen de acțiuni în privința mai multor țări și organizații internaționale, dar știm cu toții că platforma Dintre și Adevăr nu are bani, nu are atât de multe finanțe ca să acopere toate aceste activități. Din acest punct de vedere, această călătorie și aceste întrevederi sunt atât de importante, că ele prezintă, încă o dată spun, accesul direct autorităților Statelor Unite la informația cea mai veridică de primele surse. Pe lângă aceasta, noi știm foarte bine că acolo se află și domnul Corman, care a contribuit și el la aducerea adevărului în această țară. Oricum ar fi, noi nu putem să îngrijăm Statele Unite. Statele Unite este o supraputere care are un cuvânt greu de spus în foarte multe materii, și politice, și de relații externe. Statele Unite este o țară care enorm de mare contribuie la dezvoltarea Republicii Moldova și promovarea principiilor democratice în țara noastră, și eu sunt mai mult decât convins că autoritățile Statelor Unite sunt sincere în intenția lor de a promova democrație aici, democrație veridică. Nu parodia aceasta care s-a format la noi în Republica Moldova din cauza atât caracterului criminal, cât și totalmente incompetent
a guvernanților. Și Statele Unite este o țară care în tot diver poate să ne acorde un ajutor real în promovarea Republicii Moldova, în propulsarea Republicii Moldova pe calea aceasta democrației. Totuși, de ce este importantă această vizită, având în vedere contextul în care se află astăzi Republica Moldova, vizita în Statele Unite ale Americii? Este una dintre marile puteri ale lumii, cea mai mare putere a lumii. La Washington se iau decizii majore pe plan geopolitic, pe plan economic, pe plan financiar. Este, dacă vreți, la ora actuală, practic, capitala lumii. Și este, această vizită este una extrem de importantă. Trebuie să spunem că face parte din un șirac de vizite pe care le face Andrei Năstase în capitalele lumii, cele mai importante. Să ne amintim de vizita la Berlin, care a avut loc cam acum o lună, unde s-a întâlnit cu demnitari de prim rang din Bundestagul german. Deci a avut întâlniri în România, a avut întâlniri la Bruxelles. Iată că a mers și în Statele Unite, acolo unde se află și Mihail Goffman. Acest lucru, iată, l-a spus și domnul Pavlovski, este foarte important. Și confirmă ceea ce a spus dumnealui, că este o posibilitate de a informa corect oamenii importanți ai acestei lumi ce se întâmplă cu adevărat în Republica Moldova. Care sunt adevăratele probleme, care este răului Republica Moldova, ce trebuie de făcut pentru a scoate acest stat din captivitate. Să nu uităm că pentru prima dată informația cu privire la captivitatea statului Republica Moldova a apărut în unul din cele mai titrate publicații din lume, New York Times, acolo unde deci, secretarul general al Consiliului Europei a preferat să publice un material extrem de important în care a demascat ce ne stă în spatele captivității statului și ce trebuie să facă cetățenii, că trebuie să-și ia soarta în mâini și să scoată țara din captivitate. Acest comunicat care a fost dat astăzi, în această după-amiază, denotă faptul că liderul mișcării protestatare este primit foarte călduros, este înțeles și că are susținerea, are toată susținerea în ceea ce privește faptul că în Republica Moldova cetățenii trebuie să-și ia soarta în mâini, adică să protesteze în continuare, să informeze pe ceilalți membri ai societății care nu au acces la presa liberă și independentă, că doar numai 15%, așa cum s-a spus în comunicat, au acces la presa liberă și independentă. Acest lucru este foarte și foarte important. Cred că vor urma și alte vizite, alte informații de acolo și în această ordine de idei considerăm că platforma Demnitate și Adevăr pe plan internațional are la ora actuală cea mai mare susținere și cea mai mare încredere din partea celor potentați. Da, și aș vrea să adaug, în prima oară venise un deputat de la Bundestagul german aici în Republica Moldova și am spus o singură întrebare: de ce îl susțineți pe Plahotniuc? Și el a zis: nu vă faceți griji, desigur toată Europa și americanii știu cine este domnul P. Și va veni momentul când vor avea de să vor fi trași la răspundere. Iar până acum cine umbla prin Europa și încerca să spele păcatele lui? Era Candu, care pleca și povestea despre istoria de succes. Mai apoi Leancă îl primbla pe la toate persoanele pentru a-l prezenta drept o persoană credibilă, cel care va face schimbări la noi în țară, astfel că europenii, americani au înțeles că nu pot avea încredere. După alianța PPME cu actuala guvernare, au înțeles că unica persoană, unica partid care poate să le dea o informație veridică despre ceea ce se întâmplă aici în Republica Moldova este platforma Demnitate și Adevăr. Iar această invitare este o dovadă că vocea noastră a fost auzită și toate aceste perioade de proteste, tot ceea ce am făcut până acum, a dat o credibilitate și pe plan extern platformei și poporul Republicii Moldova. Domnul Pavlovski spunea despre informații din primă sursă. Nu ar fi trebuit informațiile din primă sursă despre starea de facto din Republica Moldova să vină din partea oficialităților din Republica Moldova? Și atunci, dacă este o oportunitate pentru cei din Statele Unite, pentru
în alții demnitari din SUA să cunoască situația din țara noastră. Atunci cum este ea acum? Știți, așa, în mod normal, așa trebuie să fie. Însă nu așa stau lucrurile. Dacă ții în minte călătorie reprezentanților guvernului împreună cu domnul mare coordonator în Statele Unite, și atunci noi am avut o discuție cu autoritățile Statelor Unite și ei ne-au spus că, domnilor, mă iertați, ne iertați, dar noi nu putem face nimic când un minister de externe a unui stat independent cu care noi avem relații diplomatice se adresează către noi, noi nu putem doar pur și simplu să respingem această solicitare. Deci se primește că la noi guvernarea folosește pârghiile aparatului de stat și pârghiile care iese din documentele internaționale și tratatele internaționale la care Moldova face parte pentru promovarea politicii și imaginii unui singur partid existent la noi în țară. Partidul acela care deja s-a transformat într-un partid stat. Noi am avut partid stat în Statele Unite, care a fost KPSS, noi am avut partid stat în Germania fascistă și acum poftim și în Moldova a apărut acest fenomen, partid stat. Și spre deosebire de platforma de unitate și adevăr, care în linii mari prezintă un fenomen absolut inedit. Când poporul s-a organizat de la sine, cu propriile forțe, fără ca să fie organizat de către cineva. Și poporul, sute de mii de oameni a ieșit în stradă, practic la propria sa inițiativă, ne fiind de acord cu instaurarea regimului totalitar și uzurpator în țara noastră. Și credeți că Statele Unite și oficiale de acolo nu cunosc despre aceste lucruri, în felul în care s-au organizat cetățenii din Republica Moldova, protestele care au avut loc anul trecut și în acest an? Este o întrebare foarte interesantă. Trebuie de știut cum lucrează aparatul de stat în Statele Unite. Spre deosebire de Republica Moldova, aparatul de stat, guvernul Statelor Unite, lucrează pe bază de planuri de dezvoltare strategică, care sunt planuri de cerere elaborate pentru perioada de 20-25 de ani. Și acolo, dacă ceva nu merită acest plan, nu poate fi scos atât de simplu. Nu poate fi scos. Dacă noi vrem ca ambasada Statelor Unite să schimbă atitudinea față de evenimentele în țară, noi trebuie să schimbăm atitudinea autorităților față de aceste evenimente, deoarece ambasada nu este, ei nu fac altceva decât promovează politica propriului său stat. Și iată, de acest punct de vedere, dacă noi vrem să schimbăm, să deschidem ochii, dacă doriți, să deschidem ochii guvernului Statelor Unite referitor la evenimentele care se petrec la noi în țară, noi trebuie să vorbim cu dânsii. Ori de câte ori acest lucru este posibil. Noi trebuie să vorbim cu cei care determină politica în Statele Unite. Domnul Vovk, de altfel, spunea că totuși autoritățile și din Europa, din Uniunea Europeană și din Statele Unite cunosc, de fapt, cine sunt cei care reprezintă guvernarea, cine este acel coordonator și așa mai departe. Informația însă trebuie să fie actualizată de fiecare dată. Trebuie în fiecare săptămână să afli ce se mai întâmplă și de la cine ai putea afla, dacă nu de la cineva care este în țară, pe baricade și luptă cu sistemul corupt care există. Iar dovada a credibilității care au față de guvernare este faptul că la unele ședințe care le-a avut domnul Andrei Năstase în America, compania Podesta, care a fost angajată de către Partidul Democrat cu 600 de mii de dolari ca să reprezinte interesele lor peste hotare, a fost alungată de la acele ședințe și au transmis persoane care să vină să asiste la ședință și ele au fost fugărite atunci când era liderul Andrei Năstase și explica. Ceea ce demonstrează că credibilitatea și tot show-ul care l-a făcut câteva luni în urmă cu plecarea sa în America a fost doar praf în ochi și nimic nu s-a schimbat în viziunea europenilor și americanilor față de situația din Republica Moldova. Acestea sunt evenimente deschise, semi-închise. E posibil, cum se întâmplă, să ajungă reprezentanții unei companii? Podesta este o companie de lobby? Da. E posibil, cum e posibil să ajungă o companie de lobby la întâlniri de genul ăsta? Păi, au făcut o încercare și iată că a fost pașolist de acolo, pentru că Plahotniuc i-a trimis din motivul că are frică de platforma Demnitate și Adevăr și în special de Andrei Năstase, care și-a anunțat intenția de a candida la prezidențiale. Din acest motiv
El face tot posibil pentru a studia, pentru a veni cu contralovituri. Noi înțelegem foarte clar care sunt metodele lui Plahotniuc. El a înțeles că prin aceste atacuri virulente, murdare, suburbane, la adresa lui Andrei și a membrilor platformei, populația nu se lasă intimidată, nu se lasă mințită și atunci el încearcă și alte tehnologii, inclusiv și-a angajat, iată, această societate. Poate o fi o societate bună, nu mă interesează, este una de lobby care primește bani și face ceea ce are în contract, probabil că mai sunt și alte. Are aici, cu siguranță, care aici are experți, are oameni, deci profesioniști în domeniul PR-ului și încearcă să găsească alte modalități decât cele de, iată, chiar vorbeam acum afară, că nu mai apare, trimitea el un cățeluș după noi, oriunde mergeam în teritoriu, care avea mască de asta de hitlerist în cap și cască de aia, da? Și nu mai apare, pentru că i-au spus ăștia de la PR, de la, i-au spus, domnul Plahotniuc, tatăl meu, trebuie să faceți de rușine cu ăla care cade pe jos, face tumbi, se bagă pe sub mese. Și ei au înțeles foarte clar că nu, lucrurile nu mai merg așa. Iată, ați văzut filmele care le dădeau la mii de televiziuni care le are el și posturi de radio și site-uri și așa mai departe. Nu mai prind. A fost îndeajuns să apară un film despre aceste mizerii, despre aceste minciuni, care în două zile are peste 120 ceva de mii de vizualizări. Este un record, este ceva absolut ieșit din comun. Lumea vrea să se informeze, lumea a văzut că este mințită, îi se spun minciuni. Și iată, ei încearcă acum prin diferite tehnici, prin diferite tehnologii. Revenind la această vizită, am uitat în prima mea intervenție să vorbesc și despre faptul că Andreea a fost și în Parlamentul Marii Britanii. Este de asemenea un centru foarte important geopolitic și geostrategic al lumii, unde se iau decizii extrem de importante. Ați văzut unul din parlamentarii de acolo, chiar Lord, a vorbit în cadrul Parlamentului Legislativului de la Londra și a vorbit despre faptul că a cerut informații despre cine a avut relații cu Plahotniuc, care a fost interesul acestor relații și așa mai departe. Prin urmare, da, sigur că Statele Unite și celelalte centre importante de lume cunosc ce se întâmplă aici în diferite surse, dar atunci când vine prima sursă, atunci când întâlnești un om, să nu uităm, de exemplu, putem face aici o comparație cu Saakashvili. Amintiți-vă că a fost invitat în repetate rânduri în Statele Unite, chiar dacă Statele Unite avea informații despre ce se întâmplă în Georgia. A fost invitat pentru că era un lider emergent, era o personalitate în care s-au pus speranțe și iată că el, în fine, a putut să facă niște reforme extrem de importante. Am mai dat acea cifră, atunci când a venit în funcția de președinte, George avea un buget de 400 de milioane de euro, atunci când a plecat, George avea un buget de 10 miliarde de euro. Iată un lucru care spune absolut tot despre ceea ce înseamnă reformă. Prin urmare, Statele Unite are nevoie în diferite regiuni ale lumii să vadă oameni competenți, oameni profesioniști, oameni integri, oameni care au șanse electorale. Iată, ei discută cu asemenea persoane și bineînțeles că din acest punct de vedere vom vedea ce se va întâmpla și în zilele următoare, dar consider că deja la acest moment putem spune că această vizită a fost una extrem de reușită, extrem de importantă și care bineînțeles că va da roade. Acum să vorbim și despre argumentele care sunt aduse. Probabil că domnul Năstase se va întâlni sau probabil se va intersecta și cu congresmeni sau lideri de opinie care cunosc și altă fațetă, dacă s-au întâlnit eventual anterior cu Vladimir Plahotniuc în vizita sa din Statele Unite ale Americii. Acum și argumentele contează foarte mult. Dacă ați văzut și în presă astăzi, de exemplu, au apărut articole semnate de premierul Republicii Moldova pe unul dintre blogurile care țin sau sunt apropiate Capitoliului, thehill.com, în care vorbește, și o să citesc titlul, avem nevoie de sprijinul Washingtonului pentru a face față propagandei rusești. Iar în articol se vorbește despre Republica Moldova ca fiind în continuare o poveste de succes cu parcursul european în primă linie și tot așa mai departe. Pe de altă parte, înțeleg, acum, în aceste zile, se prezintă și o altă realitate, realitatea care o vedem în fiecare zi în țară. Domnule Mișel, Ulciorul nu merge de două ori sau de multe ori la izvor, la fântână.
Povestea asta cu povestea de succes și cu tancurile rusești și cu votați chertoacă că vin tancurile și așa mai, nu mai ține. Înțelegeți? Deja este foarte clar. Americanii, europenii, au înțeles, atunci când le-au sistat finanțarea acestor bandiți, au înțeles foarte clar. Au fost mințiți. Pentru că toate conexiunile furtului miliardului, așa cum spune Goffman, sunt legate cu serviciile secrete și când vorbim de serviciile secrete, credeți-mă că aici nu sunt cele americane sau cele din Marea Britanie sau cele din Germania. Deci vorbim aici mai degrabă de serviciile secrete rusești. Adică voi stați aici o bandă, o clică de bandiți care furați miliardul împreună cu anumiți indivizi de Federația Rusă. Voi din Federația Rusă spălați 20 de miliarde de dolari. Voi cu Federația Rusă aveți fel de fel de tangențe. Voi ați dat aeroportul internațional Chișinău unei companii din Federația Rusă, după care l-ați luat de acolo și l-ați dus în firmele voastre offshore. Vorbește Goffman și despre asta și l-ați dus, l-ați ascuns într-un offshore care aparține, de fapt, Partidului Democrat. Și când merg ăștia cu asemenea argumente, pur și simplu deja americanii și europenii hohotesc. Nu mai țin aceste argumente. Ei au nevoie în Republica Moldova de stabilitate, dar nu de stabilitatea hoților. Nu de stabilitatea hoților. Au nevoie să vină la putere niște partide care să facă reforme, să fie partide pro-Moldova, așa cum a spus Pirca Tapiola, nici pro-Bruxelles, nici pro-Moscova, nici pro-nu știu care acolo, să fie pro-Moldova, deci să fie partide care să aibă grijă de cetățenii și de oamenii acestei țări. Iată care este problema primordială. Prin urmare, poate să scrie acum Filip oriunde ar scrie, oamenii cer și inclusiv cei din Washington, cer restituirea, întoarcerea miliardului, cer reforme structurale, cer libertatea presei. În loc să facă toate acestea, uitați-vă, ministrul justiției spune că presa de investigații nu mai interesează, cotrobăiesc ca niște, cum să găsesc un cuvânt așa mai pipărat, nu vreau să-l numesc cuvântul ăla atât de pipărat, cotrobăiesc ca niște haimanale prin computerele jurnaliștilor, da, sparg conturile de socializare ale liderilor politici din opoziție. Iată cu ce se ocupă și acum, și ei vor, despre ce stabilitate vorbesc ei? Asta e stabilitatea hoților care au furat, care l-au eliberat pișor, da? Care nici n-a stat măcar în izolatorul respectiv, care a stat acasă. Despre asta, aceasta este stabilitate? Și dacă ei consideră acum că cei de la Washington sau din Germania sau de la Bruxelles nu cunosc aceste lucruri, gata. Deja le cunosc foarte, foarte bine. Uitați-vă, această finanțare deja a fost stopată. Iar ei, pur și simplu, așa cum am mai spus metaforic altădată, le-a morți mâna de atâta cerșit. Ei tot întind mâna și spun că noi facem reforme, noi facem cutare. Ce reforme au făcut ei? Nu există nicio reformă, absolut nimic în toată această perioadă de jumătate de an cât o au ei, nu au făcut absolut nimic. Unica lor soluție este să plece, unica lor soluție este să lase populația să-și aleagă un președinte, unica lor soluție este să lase ca această populație să-și aleagă un parlament și să meargă mai departe. Dacă nu fac acest lucru, pur și simplu fie vor fi alungați de către Revolta Poporului, fie vor fi arestați de către instituțiile internaționale. Acum, dacă e totuși să vorbim despre oficialități de diferit rang, acum bine, poate mai târziu discutăm despre cei din Statele Unite, dar și șeful delegației UE în Republica Moldova, Pirca Tapiola, sublinia într-un anumit context și arăta sprijinul pentru actuala guvernare. Există și din Statele Unite anumite declarații care arată sprijinul pentru Republica Moldova. Ca să înțelegem, domnule Anastase, unde este discursul diplomatic, n-am auzit niciodată, unde sunt uzanțe de cerimonie. Noi n-am ascultat niciodată, n-am auzit un oficial european sau american să spună în ultima jumătate de an că noi sprijinim guvernul de la Chișinău, sprijinim pe Filip sau sprijinim pe Plahotniuc și așa mai departe. Nu. Ei au spus că sprijină niște reforme pe care le-au pus în față.
Iată, asta dacă au spus. Dacă vă aduceți aminte, iată, ca să descifrăm mesajul de felicitare a domnului Pierre Cartapeol atunci când s-a ajuns diplomatice. La o înțelegere la nivel de personal cu Fondul Monetar Internațional. Da, deci sunt niște uzanțe diplomatice. Fondul Monetar trebuie să analizeze lucrurile, trebuie să vadă care au fost reformele. Eu venit aici, pe timpul cât a fost Fondul Monetar Internațional la Chișinău și a stat chipul, a fost arestat. După ce a plecat Fondul Monetar, imediat și a plecat să-și facă iarăși, să-și pună palmieri pe acolo, pe în jurul primăriei. Hai să fim serioși. Deci, există anumite uzanțe diplomatice. Da, și ambasadorul Statelor Unite a spus, oameni buni, dar voi cu cine vreți să discut? Voi ați ales pe ăștia, ei, nu i-am ales eu. Nu i-am ales. Deci, orice misiune diplomatică din lume vorbește cu guvernul care este în funcție. Da, ăsta este un guvern ilegitim, da, este un guvern noctur, da, este un guvern ticălușit, da, este un guvern care nu promovează reforme și așa mai departe. Dar acest lucru se vede prin faptul că ei nu sunt finanțați. Asta este criteriul de bază. Nu sunt finanțați, nu vin investiții și nici nu vor veni. Și chiar dacă să admitem, ipotetic, că deci Fondul Monetar le va da cât era vorba de 173 de 100 cât? 179. 173 sau 179, nu contează, de milioane de euro, de dolari, să știți că 140 sau 143 este contribuția Republicii Moldova. Deci vor rămâne iar cu borta cuvricului. Și aceștia nu sunt bani pentru a scoate Republica Moldova din această criză economică, financiară, politică, morală, capitală. Nu, aici noi avem nevoie de cel puțin 5-10 miliarde de euro pentru a dezvolta infrastructura, investițiile, a crea locuri de muncă, a obține taxe și impozite pentru dezvoltare. În caz contrar, nu putem face nimic cu aici, cu dacă bănuțești. E vorba despre finanțare, ar trebui eventual să vedem și alt capăt al tunelului, pentru că, de altfel, într-o săptămână vine prima tranșă din împrumutul românesc. Și o să aibă puțină finanțare. Eu vreau să închei aici că nici ajutorul sau împrumutul românesc de 150 de milioane de euro nu schimbă absolut deloc. Deci asta ar fi o gură de oxigen pentru a plăti pensiile două luni acolo. Trebuie să menține până la lege. Acești bani sunt o picătură în ocean. Cum tratați dumneavoastră această veste? Că totuși guvernul României, dacă vă aduceți aminte, și-a pus anumite condiții pentru acordarea acestui împrumut. Înseamnă această primă tranșă o manifestare a încrederii? Nu cred în niciun caz. Deci, guvernul României, în primul rând, a promis acest lucru încă în 2015, când era guvernul Ponta. Guvernul României a tergiversat deja după asta, deci nou guvern a tergiversat, nu s-a promulgat, până la urmă s-a trecut iarăși prin Parlament. N-aș vrea acum să deschid multe paranteze, pentru că și în Parlamentul României este o altă configurație politică decât ultima emanație a voinței populare. Mă refer aici la alegerea președintelui Iohannis, care este din altă zonă. Dar, repet, acești bani, care, din punctul meu de vedere, nu trebuie să dați, dar chiar dacă vor fi dați, reprezintă o picătură în ocean. Ei nu vor salva cu nimic acest regim criminal. Pentru ca bani în Republica Moldova, investiții serioase, pentru ca oamenii să aibă locuri de muncă, să existe pensii, să fie făcute reforme, salariile să crească, toate lucrurile acestea vor veni doar atunci când această clasă politică criminală, această oligarhie criminală în frunte cu Plahotniuc va fi dărâmată, va fi dată jos, vor veni alți oameni care vor avea credibilitate în marile capitale ale lumii. Acum, de contextul în care are loc această vizită în Statele Unite, și în Republica Moldova, și în Statele Unite, e campanie sau precampanie pentru prezidențiale. În ce măsură este astăzi sau sunt Statele Unite ale Americii interesate de Republica Moldova, având atâtea lucruri de rezolvat pe propriul teren? Vedeți, Statele Unite lucrează diferite servicii, după care eu am spus că ei au planuri de lucru pe 20 de ani înainte, indiferent de cine este președintele Statelor Unite în acest moment particular. În perioada aceasta de 20 de ani, de câteva ore se schimbă președinții, dar politica Statelor Unite rămâne una și aceeași. Deci, din acest punct de vedere, pentru dânsii, clar că este foarte important
de primit informația veridică, de verificat corectitudine politicilor lor promovare. Și eu sunt ferm convins că această vizită a domnului Năstase este foarte binevenită, foarte importantă, atât pentru Republica Moldova și pentru poporul Republicii Moldova, cât și pentru Guvernul Statelor Unite, care într-adevăr au obținut o posibilitate inedită să aibă acces la informație cea mai veridică și din prima sursă. Trebuie dispus că ce se întâmplă la noi în țară este foarte greu de explicat la partenerii noștri străini, deoarece asta pur și simplu nu se încadrează în limite logice. Iată, poftim, domnul prim-ministru vorbește, cere ajutor. Este logic. Acțiunea unui prim-ministru care a rămas practic falit, guvernului falit, este foarte bine, poate fi foarte bine înțeleasă. Dar aici apare cine este mai credibil. Domnul Filip, care vine cu mâna întinsă și care, după spatele cărora stau niște forțe, împotriva cărora protestează propriul popor, sau când vine reprezentantul acestui popor. Deci apare o întrebare foarte interesantă și importantă. Cine este mai credibil pentru guvernarea Statelor Unite? Și eu totuși sper că poziția domnului Năstase să fie mai credibilă. Ați menționat deja că Statele Unite, într-adevăr, au diferite surse de informații. Nu numai vizita unui prim-ministru sau vizita unui reprezentant al opoziției. Ei au foarte multe surse de informații. Dar haideți să nu uităm că și sursele acestea de informații uneori furnizează informații contradictorii, independență de preferințele politice acestei surse. Și acest fenomen există. Eu știu cum la delegațiile instituțiilor internaționale stau și am o lideră parte, scrise de diferiți experți. Și un expert scrie că asta este alb, expert scrie tot cu numai puține argumente că asta este negru. Și diplomații străini și ei nu pot înțelege cine e, că aici mă vila de rapoarte și aici mă vila de rapoarte. Și pentru acest lucru, taman că acest gen de vizite sunt extraordinar de importante. Părerea mea, cel mai mult Statele Unite sunt interesate nu din cauza campaniei electorale care au loc acolo, ci din cauza că în acest furt al miliardului au fost implicat și banii donați de către Statele Unite ale Americii, banii poporului american. Ceea ce cred eu, această investigație a început, dacă o să apară vreodată știri, au început când au început primele proteste. Acum, ajungând la etapa unde au demascat martori din Republica Moldova, care pot să-i cheme și să-i investigheze. Adică au ajuns la o etapă avansată deja în investigație și chiar sper, ceea ce spune și domnul Sagaida, că vom avea o listă cu persoanele care sunt urmărite în această investigație. E totuși greu de crezut, vă întreb dumneavoastră, ca Statele Unite ale Americii să se intereseze sau să aibă Republica Moldova ca și o prioritate. Acum, mai ales, cel puțin până în iarnă când, sau până în toamna acestui an. Noi putem să tratăm în asemenea mod un stat din fosta Uniune Sovietică sau din actualul CSI. Statele Unite, așa cum spune domnul Pavlovski, nu contează deci, perioada, că e campanie electorală, că nu este... Instituțiile statului funcționează. Funcționează ambasada, funcționează deci, secretarul de stat care se ocupă de politica externă, deci instituția secretarului de stat. Funcționează, deci, serviciile secrete. Acolo s-a intrat pe o anchetă foarte serioasă legată de furtul miliardului și de furtul banilor din buzunarul contribuabililor americani. Și atunci vă întreb, ar putea această vizită de-a lungul celorlalte vizite toate împreună sau întâlnirile pe care le are cu un alt demnitar din Congresul Statelor Unite ale Americii să schimbe optica înalților oficiali americani? Vă aduceți aminte și toată lumea se întreabă sau încearcă să descifreze și mesajele de susținere a doamnei Victoria Nuland. Așteptăm după aceste vizite să se schimbe optica inclusiv a dumnei? Cu siguranță. Avem toată siguranța, ținând cont de faptul cum a fost percepută această vizită, cum au fost percepute mesajele, informațiile care au venit din prima sursă. Și să nu uităm, Congresul Statelor Unite este
forul suprem, acolo se adună oameni reprezentativi ai țării din diferite partide și Partidul Democrat și Partidul deci, Republican. Prin urmare, oamenii aceștia au o influență extrem de mare asupra Guvernului Statelor Unite. Acest lucru trebuie remarcat. În afară de aceasta, vor mai avea sau au avut loc întâlniri cu alte structuri, cu mass media, cu reprezentanții societății civile, care în Statele Unite au un cuvânt foarte mare de spus. Iată de ce toate acestea la un loc ne dau întreg temeiul să spunem că optica Statelor Unite se va schimba. Chiar dacă la un moment dat cineva credea că iată o poză acolo cu turistul moldovean ajuns, nu știu cum, într-o delegație oficială, care șeful delegației Caragianta pe acolo, ar fi însemnat sprijin și nu știu ce. Nu, Statele Unite niciodată nu sprijină hoții. Statele Unite niciodată nu sprijină bandiții, nu sprijină indivizii care au în toată viața lor au furat, au deposedat alte persoane de proprietăți, au deposedat statul de proprietate, au furat cu miliardele, pentru că, hai să recunoaștem, Statele Unite știu foarte bine, persoana care a controlat procuratura, CNA-ul, Banca Națională la momentul furtului secolului, era nimeni altul decât Plahotniuc. Prin urmare, el a fost informat, el a dat ok-ul pentru ca Șor și ceilalți bandiți mai mici să ducă banii în offshore, după care el a devenit beneficiarul final, așa cum foarte bine vorbește domnul Mihail Goffman, deci fost angajat al Centrului Național Anticorupție, care vorbește foarte clar cine sunt beneficiarii furtului. Prin urmare, iată aceste elemente noi care au apărut acum și declarațiile domnului Sagaidac de la Londra și în special acest ultim interviu pe care l-a dat Mihail Goffman arată încă o dată că Statele Unite sunt foarte interesate ca acest JAF despre care vorbește întreaga lume să fie elucidat, să fie investigat, iar toți acei care au contribuit la hoția banilor contribuabili americani să fie trași la răspundere. Și sunt, garantez, și sunt absolut sigur că acest lucru se va întâmpla. SUA, Statele Unite ale Americii, de fiecare dată au fost interesate de această zonă a Europei și monitorizau că aici să fie democrație. Acum, văzând că persoanele care încearcă să se ascundă sub numele de promovare Uniunii Europene a echității democratice, doar profanează acest lucru, știi, și demonstrează și sondajele că credibilitatea Uniunii Europeană scade din cauza actualei guvernări. Iar SUA și-a schimbat acum impresia și a chemat chiar și liderul platformei, da, din cauza, presupun că este important și ultimul sondaj făcut de o companie americană aici în Republica Moldova, în care drept forță antioligarhică cea mai credibilă este Platforma de Unitate și Adevăr, iar împreună cu celelalte partide de dreapta care se declară antioligarhice, au ajuns deja, au trecut de, dacă sumăm partidul de stânga cu cele de dreapta, partidul de dreapta deja au mai mult decât cele de stânga. Adică se observă că populația își schimbă opinia de vot, astfel că nu mai este frica americanilor de o eventuală alegere anticipată, pentru că s-a schimbat tabla, situația pe tabla de șah și astfel promovarea democrației și promovarea echității Uniunii Europene este posibilă în continuare, astfel că nu mai au nevoie de un garant care are un istoric necurat atât timp cât sunt persoane credibile care pot să continue. Pe de altă parte, politica Statelor Unite ale Americii a fost ușor diferită de fiecare dată față de cea promovată de Uniunea Europeană în Republica Moldova. Despre acest lucru a vorbit și Vladimir Socor, care a fost recent și împlat la ora expertizei. Vorbea despre Statele Unite ale Americii, care văd mai mult Republica Moldova și lucrurile care se întâmplă aici, mai mult într-un context geopolitic, pe când Uniunea Europeană vede mult mai emotiv ca partea Europei Republica Moldova și încearcă să ducă o politică mult mai de alt ordine, un pic mai emotivă, dacă e să repet să pun acest calificativ. Din acest punct de vedere, mă întreb dacă la nivel de congresmeni va exista o înțelegere a ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, la nivel de politică de stat, care nu se schimbă așa de ușor. Nu. Cum se va ajunge să se schimbe această optică? Eu aș dori să cred, dar nu cred în asta, că această vizită
ar schimba radical politica Statelor Unite. Nu o să fie așa. Dar o să fie probabil că o să fie făcut așa un impuls pentru reorientare în timp și schimbare în timp a acestei politici. Cu siguranță, cu siguranță acum, masa critică, informației juridice, masa critică a adevărului, ea crește. Domnul Năstase, dacă doriți, putem să spunem că el a adus acum în Statele Unite o bună parte a adevărului și a demnității a poporului Republicii Moldova. Și acum, guvernanța Statelor Unite, ei sunt foarte receptivi la informația juridică. Și dacă ei, eu am fost acolo, eu am vorbit cu dânsi, eu știu cât de mare sete de adevări există în această țară. Și ei cu siguranță vor utiliza această informație furnizată de domnul Năstase pentru reorientarea acestei politici din mai multe domenii, și politică externă și internă, mai multe în relațiile cu Republica Moldova. Noi știm foarte bine că Statele Unite au început niște investigații în privința furtului de miliard, în privința spălării banilor. Și asta este iarăși un element foarte important și pentru, inclusiv și pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Iată, dumneavoastră ați menționat că există o deosebire ușoară între orientările politice ale Statelor Unite și ale Uniunii Europene. Da, există. Da, există, deoarece Statele Unite se află la etapă de război cu terorismul, ei sunt îngrijorați, mai întâi de toate, de protecție propriei securități. Uniunea Europeană până ce nu are aceste griji. Pe Uniunea Europeană este mai mult îngrijorată de dezvoltare economiei. De fapt, Uniunea Europeană, care a fost și ea atacată și are problemele sale. Ei sunt îngrijorați de criza economică, de pășirea, că acum ieșirea Marii Britanie din componența Uniunii Europene. Deci, de așa lucruri. De asta și cu asta se explică unele unele abordări diferite în politica acestor două entități. Dar ceea ce ține de promovarea și dezvoltarea democrației, ei pot avea diferite divergențe, diferite contradicții, dar ceea ce ține de promovarea și dezvoltarea principiilor democratice și dezvoltarea democrației în fiecare țară în parte, eu vă asigur că aici e că legătura sunt legate 100%. Niciodată n-a să fie nicio divergență în domeniul promovării democrației și valorilor democratice. Și aici, și noi, și Platforma de Unitate și Adevăr, și noi avem aceleași abordări. Ceea ce ține dezvoltarea democrației. Mai mult ca atât, eu aș spune că așa s-a întâmplat obiectiv, că acum, în Republica Moldova, Platforma de Unitate și Adevăr a rămas 1-1 împotriva guvernării criminale și unica forță reală care apără și protejează democrație în această țară. Valoarea supremă care aparține poporului Republicii Moldova. Și din acest punct de vedere, eu cred că nu poate fi altă abordare din partea Statelor Unite decât susținerea acestei mișcări protestatare. De aceea că ei deja au declarat de mai multe ori că noi nu apărăm, noi nu protejăm guvernele, noi susținem popoarele. Poporul care într-adevăr este sincer în intenția sa de a merge pe calea dezvoltării va avea tot suportul necesar. Pur și simplu, aici există și alte lucruri. Noi vrem, uitați-vă, platforma de așa adevăr s-a format un an în urmă, cam așa aproximativ, o licuțică mai puțin. Decât un an în urmă. Dar deja așa se creează o impresie că această platformă a existat toată viața. Atât de mare succes a obținut această platformă și atât de mare sprijin popular a obținut această platformă. Că impresia este că platforma a existat mereu. Și asta este foarte important. Asta înseamnă că, într-adevăr, poporul Republicii Moldova are speranță în principiile democratice. Deoarece noi credem că, conform principiilor democratice, cei care cândva ridicau problema violenților și așa mai departe, ei primii care au folosit platforma. Și acum în platforma au rămas anume cei care pledează numai pentru rezolvarea problemelor politice pe căi pur politice. Și eu sunt mai mult decât sigur că avem toate șansele de succes. Și acum, la etapa alegerilor prezidențiale și pe urmă la etapa alegerilor parlamentare, Platforma de Unitate și Adevăr a să manifeste nu prin vorbe, ci prin fapte, că într-adevăr este o forță care stă la apărarea intereselor poporului Republicii Moldova.
Urmează și alte vizite. Ce se va întâmpla în următoarele zile? Înțeleg că va fi și o întâlnire cu diaspora. De ce se mizează cu diaspora? Care vor fi subiectele pe care le vor fi abordate împreună cu cetățenii moldoveni aflați acolo? Diaspora noastră din orice țară europeană, chiar și estică, și din Statele Unite, este foarte importantă în ceea ce privește transmiterea mesajului nostru, al celor care facem parte din mișcarea protestatară, către guvernele acestor țări. Și așa am înțeles că mâine la orele 18 la Washington va avea loc o întâlnire cu moldovenii noștri stabiliți acolo. Acest lucru este foarte important pentru că mulți dintre ei au cetățenie americană, deci sunt și contribuabili la bugetul american. Acei oameni și ei au fost furați de către regimul Plahotniuc. Și întâlnindu-se acolo, bineînțeles, se va face un schimb de informații și sunt absolut sigur că după asta oamenii de acolo vor fi mult mai activi și vor comunica cu reprezentanții lor în teritoriu, adică cu senatorii, vor face demersurile necesare pentru ca instituțiile americane, instituțiile statului american să se implice în investigarea jafului secolului, astfel încât să cunoaștem foarte clar cine a furat banii noștri și a americanilor și cine sunt beneficiarii finali. Vor urma și alte vizite, dar despre aia se va vorbi altă dată, când se vor da comunicatele de presă necesare, dar cu siguranță vor urma, după Statele Unite, vor urma și alte state, întâlniri extrem de importante în ceea ce privește informarea cu naționalilor noștri cu gravele probleme cu care se confruntă societatea noastră. Permiteți-mi să vă întreb apropo despre, înțeleg că întâlnirile, la aceste întâlniri se discută despre criza social-politică din Republica Moldova. Dacă eventual cunoașteți, pentru că bănuiesc există o comunicare până la acest moment sau în timp real în multe cazuri, care este cea mai mare problemă identificată, care este eronată, înțeleasă, de americani? Chiar este curios. Despre sărăcie, despre faptul că Republica Moldova este cea mai săracă țară, sau despre situația social-politică, sau despre politica, despre politicienii din Republica Moldova, care ar fi subiectul cel mai denaturat, dacă pot să zic așa, despre care congresmenii, de exemplu, îl percep sau îl văd altfel sau l-au văzut altfel? Eu nu cred că întrebarea stă anume așa. Eu cred că întrebarea stă puțin altfel. Acum noi avem alegătorul Republicii Moldova are în fața sa câteva forțe, câteva alternative pentru care el trebuie să voteze la alegerile din octombrie curent. Și este de o importanță extraordinar de mare suportul moral din partea Statelor Unite a unei dintre aceste alternative posibile. Noi venim cu oferta noastră și către societate, dar noi venim cu oferta noastră și către partenerii noștri de dezvoltare. Partenerii noștri de dezvoltare trebuie să știe cu cine au ei de a face. Partenerii noștri de dezvoltare trebuie să aibă încredere că noi, platforma Dimitrașa Adevăr sau Andrei Năstase, în acest caz particular, deoarece este vorba de legile parlamentare, venind la putere, noi n-ați începem să furăm, așa cum au furat aiște. Că noi n-ați începem să mințim poporul, cum au mințit aiște. Că noi n-ați încălcăm promisiunile internaționale, cum aiște le încalcă. Dar noi, într-adevăr, să promovăm dezvoltarea democrației în Moldova, democrație veridice, că noi dacă facem luptă împotriva corupției, noi facem luptă împotriva corupției, nu numai prin băgarea criminalilor la închisoare. Niciodată băgarea criminalilor la închisoare n-a fost cea mai reușită metodă în luptă împotriva corupției. Sunt foarte multe alte metode cu mult mai eficiente. În primul rând, facerea corupției o ocupație material dezavantajoasă, că omul știe că dacă el s-a antrenat în corupție, el o să rămână mai tras fără pantaloni, fără niciun bănuț. Deci sunt mai multe metode de a combate corupția. Și acum ideea este cea mai importantă. Asta e aducerea mesajului corect și coerent
către partenerii noștri de dezvoltare. Ei trebuie să înțeleagă că dacă noi nu, dacă nu platforma demnitate și adevăr, atunci la etapa dată, e care, la etapa dată istorică, poate câtva așa să apară, dar la etapa dată istorică nu există altă forță. Din păcate, eu nu știu, eu aș dori să mai fie mai multe alte alternative plauzibile pentru poporul Republicii Moldova, dar eu nu le văd. Nu le văd și eu cred că nici poporul nostru nu asta le vadă. Întrebam, de fapt, ce subiect despre Republica Moldova este cel mai puțin cunoscut de Congres Mare? De fapt, eu cred că ei știu deja despre tot, însă observăm că cei ce încearcă actuala guvernare este să inducă ideea că justiția în Republica Moldova chiar lucrează, reformele funcționează, uite, sunt arestate persoanele corupte, investigația furtului miliardului funcționează, însă orice, chiar și justiția sau alte teme care ar fi abordate, cei din America și din Uniunea Europeană văd că nu se întâmplă chiar așa cum spun ei. Șor a fost arestat, a fost eliberat, pe când despre informația precum că prin poștă s-ar transfera anabolizante, nici nu a început investigația acestui lucru. Despre miliard tot se întinde și încă nu am aflat o informație reală, adică corupția este la același nivel. Presupun că nu există o temă în Republica Moldova care pentru americani ar fi înțeleasă greșit, iar Andrei Năstase, fiind acolo, le va oferi toată informația astfel ca ei să fie informați din prima sursă și să fie actualizată informația lor la moment. Există, acolo unde există informare, există și dezinformare. Deci, atâta timp cât există oameni bine intenționați în Republica Moldova care transmit aceste informații, fie prin presa independentă, fie prin ONG-uri, fie prin reacțiile unor politicieni de opoziție a societății civile, bineînțeles că la aceste informații există contrainformații care se duc din partea reprezentanților oligarhiei criminale. Ei vor cu orice preț să mimeze reforme. De ce fac acest lucru? Până la urmă am zis, domnule, da, noi suntem aici, până la una alta alegerile sunt mai încolo sau mai încoace, au nevoie de bani. Deci ei, acești indivizi nu pot să se autogestioneze. Ei nu pot să genereze reforme astfel încât să vină bani. Iată, uitați-vă cum au încercat ei să ajungă la sursa de finanțare. Au pus în cârca, sau încearcă să pună în cârca poporului miliardul furat. Da? Deci asta e o metodă. A doua, au mărit cuantumul, deci cuantumul unități convenționale. Da, de la 20 de unități la 50. La 50 de unități. Da? Adică amenzi tradiționale. Da, deci vor, de acum încolo amenzile vor fi de două ori jumătate mai mari decât cele care au fost până acum. Au majorat taxele la drumuri, la pentru conducători auto și așa mai departe. Deci au încercat să mărească, amintiți-vă, vinieta pentru concetățenii noștri care lucrează în exterior și vin acasă la până la 300 de euro, când în România e vreo 20 de euro. Și acolo există drumuri, spre deosebire de ce ați văzut. Drumul are numai Chirimciuc ăsta și a făcut azi drum până acasă la el, până la firma lui. Bătaie de joc. Iată, astea sunt modalitățile acestor indivizi impotenți din punct de vedere profesional, deci care nu au niciun pic de integritate în ei și care pur și simplu au capturat acest stat. Prin urmare, fie poporul Republicii Moldova înțelege acest lucru și prin vot schimbă această stare de lucru, fie va rămâne în continuare robul acestor criminali. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru discuție. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Ne revedem la ora expertizei și mâine seară la aceeași oră. Toate bune!